Prefectul județului Mureș, Vasile Liviu Oprea, a votat duminică la secția numărul 12, amenajată la sediul primăriei municipiului Târgu Mureș. Reprezentantul guvernului în teritoriu nu domiciliază în Târgu Mureș, astfel încât a completat o declarație pe proprie răspundere că nu a votat sau nu va mai vota la acest tur al doilea. Abia apoi prefectul și-a exercitat opțiunea la vot. Astăzi este o zi frumoasă, o zi frumoasă atât din punct de vedere meteorologic, vedeți foarte mult soare, dar este o zi frumoasă din punct de vedere al evenimentului de azi, alegerile prezidențiale. Este o sărbătoare, o sărbătoare a democrației, o zi în care toți cetățenii trebuie să iasă la vot să-și exercite dreptul constituțional. Am votat cu foarte multă speranță pentru o Românie unită, pentru o Românie puternică, pentru stabilitate și pentru ca toți cetățenii acestei țări să se simtă în siguranță. În cursul acestei zile, prefectul, alături de reprezentanții ai instituțiilor publice cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, se vor asigura că scrutinul decurge fără incidente.